Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat recent mai multe măsuri și intenții privind învățământul preuniversitar. Ne oprim azi la două dintre aceste anunțuri. Unul privește modificări în privința burselor acordate elevilor. Altul se referă la ceea ce doamna ministru a descris drept, citez, o aerisire a programului liceenilor, deoarece aceștia petrec, citez din nou, foarte multe ore la școală. La telefon este Raluca Pantazi, editor la publicația edupedu.ro. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, schimbări în privința burselor. Să reamintim, toată lumea a protestat luni la rând față de acordarea burselor de merit unor elevi cu medii sub 5, ba chiar sub 2 în câteva cazuri. O aberație totală, oricum ai privi-o. Se modifică în sfârșit sistemul? Ce devine el? Se modifică, s-a răzgândit ministra cu privire la ceea ce înseamnă merit în România. Deci bursele de merit inventate de Ligia Deca pentru elevii cu medii de 1, 2, 3 dispar pentru anul viitor, dar ele vor curge în continuare către cei 8500 de elevi care le-au primit deja și le vor primi până la finalul acestui an școlar. Pentru septembrie, ministrul Educației anunță că schimbă regulile și merit, din septembrie încolo, va însemna o medie de la 9,50 în sus. Așa că vor primi 450 de lei pe lună elevii de gimnaziu și de liceu care vor avea această medie anuală, plus îndeplinirea a altor două condiții, sub 10 absențe pe lună și media 10 la purtare sau calificativul foarte bine. Da, să avem un ordin de mărime cu privire la ce înseamnă practic de anul viitor merit în sistemul educațional condus de Ligia Deca. Aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu și de liceu din țară au media peste 9,50 pe baza datelor furnizate de Ministerul Educației. Deci peste 300.000 de elevi. Și pentru comparație, ca să avem o imagine și mai clară a ceea ce primează în momentul ăsta societatea românească, până la aplicarea noilor burse, astăzi primesc bursele acestea de 450 de lei 516.000 de elevi. Atâția sunt primii 30% din fiecare clasă de gimnaziu și liceu din România, indiferent de notele pe care le au și de absențele pe care le au. Dar vor înțeleg că apar... 8500 de burse, da, dar Ministerul Educației, bănuiesc că vrei să te referi, vrei să mă întrebi, de bursele de reziliență vreau să întreb, nu știu dacă intuiești ce întrebări pun eu, dar spune, te rog, ce vrei să spui. Eu mai am o întrebare legată de ce înseamnă bursele de reziliență. Da, la bursele de reziliență voiam să mă refer și eu. Pentru că Ministrul Educației cu ele are grijă să premieze și anul viitor mediocritatea. Fosta consilieră a președintelui Iohannis, coordonatoarea proiectului România Educată, astăzi ministru al educației, cu două noi legi ale învățământului, a găsit o nouă modalitate să dea bani pentru rezultate slabe ale sistemului. A inventat bursa asta pe care o numește de reziliență, în valoare de 300 de lei lunar, pentru elevii cu medii de peste 7, indiferent de veniturile familiilor. Și spune doamna ministru că îi va motiva pe elevii care au în acest moment rezultate medii să progreseze. Dar nu e clar cum îi ajută să progreseze. Dimpotrivă, mi se pare că... Pentru medii de 7... Adică de iar, cred că îi motivează să rămână măcar mediocri, adică să nu coboare sub mediocritate, nu știu dacă neapărat să progreseze. Și să, dacă ne gândim un pic, media de 7 înseamnă multe note sub 6, 5, 4... Deci este vorba de media de 7, cum media se zice. De șepte, exact, media de 7, anuală de 7. Și așa să... Bă, cred că luăm și noi. Eu îi uram pe ăștia care aveau media 7, mă scuzați, îi uram din suflet pe cei care aveau media 7, 7 și un pic, că nu erau nici top, da, dar nu erau nici în situația mea să se chinuie, știi, da, să treacă mai departe. Să știi și că și tata care era profesor avea această concepție, sunt două note, 10 și 5. Exact. Adică ori e nota 10 și arăți că știi și că ești foarte bun, dacă e 5, frate, înseamnă că ai muncit ceva măcar ca e să tot nu... bun ești. Da, ca să nu caci. Dar la 7 ești dubios. Reziliența îi place foarte mult. De ce să ne urăști, domnule? Eu. Reziliența? Hai să rămânem pe subiect, să ne concentrăm. Reziliența îi place foarte mult doamnei ministru. Dânsa a felicitat învățământul românesc preuniversitar pentru reziliență, adică capacitatea de a reveni la starea inițială după o anumită problemă, tensiune. Nu, de a rezista pe ultimele două locuri, pe penultimul loc, la testele PISA, europeană, da, la testele PISA. Deci testele PISA au fost catastrofale și doamna ministru a spus felicit învățământul românesc pentru reziliență, adică are capacitatea să
rămână la starea la care este, în ciuda oricăror șocuri. Dar acum cred că îi testează, îmi cer scuze, o singură precizare, acum cred că îi testează pe profesori să vadă câți dintre ei rezistă presiunilor părinților de a da o notare corectă. Da. Mă rog, profesor, ne-au sesizat că sunt sub presiunea asta uriașă de a da note mai mari decât copiii merită. Păi acum există inclusiv peste 7, un interes financiar pentru social. Asta. Da. Altceva foarte interesant, doamnă ministru, spune că este nevoie de, citez, o aerisire a planurilor cadru și a programelor școlare, pentru că este reclamată de multă vreme încărcarea pe care o avem și faptul că deja elevii petrec foarte multe ore la școală. Am încheiat citatul. Raluca Pantazi, ce înseamnă asta și cât de oportună aerisirea și cum s-ar putea aerisi totuși? Păi uite că nu știm ce înseamnă asta, pentru că ministrul educației în prima conferință organizată după 300 de zile de tăcere a limitat drastic numărul de întrebări puse de jurnaliști și doar a enunțat că are nevoie de o aerisire a planurilor cadru fără niciun alt detaliu. Planurile cadru, ca să înțeleagă toată lumea, reprezintă lista cu materiile pe care ar urma să le studieze elevii de liceu, cu numărul de ore alocat fiecarei disciplină pe săptămână. Câte deci ar însemna ori mai puține ore, ori mai puține materii, altceva nu pot să înțeleg, exact. Nu? Exact. Numai că, potrivit surselor noastre, ministra le-a transmis explicit profesorilor din grupurile de lucru că nu este o urgență finalizarea planurilor cadru. Ca urmare, aproape nimeni nu lucrează în prezent la planurile cadru despre care doamna ministru vorbea alaltăieri. E an electoral, cu toate alegerile pe masă, și se pare că Ligia Deca fuge inclusiv de această responsabilitate. Dacă ar fi corect realizat planul cadru, ar însemna tăieri de ore, eliminări de discipline de la anumite clase, reorganizarea cu totul la oferte educaționale, regândiri de roluri pentru profesori, noi negocieri cu sindicatele. Mulțumesc foarte mult, a fost Raluca Pantazi, editor EduPedu, în direct în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.